Bună seara, România, oriunde te afla, sunt Cătălin Bădițoiu, o nouă ediție Nașul Special, o ediție care va avea două părți. Două părți, aceiași invitați. În prima parte vom discuta un caz, unul dintre miile de cazuri care există în România, dar cu o desfășurare puțin mai diferită. Nu știu dacă vă aduceți aminte, acum aproximativ două luni, trei luni de zile, sper să nu greșesc, a avut loc un protest în care invitatul meu, domnul Marinescu Oliver, a făcut un protest la Hotelul Intercontinental, la etajul domnul Oliver, 16. La etajul 16. Ne va povesti dânsul de ce, cum, care a fost motivul, ce s-a întâmplat. Alături de noi în studio mai sunt și domnul Gabriel Hozoiu, avocat, bună seara. Bună seara. Și domnul Cuculis Adrian, bună seara, domnule bună seara, Cuculis. Bine v-am regăsit. Domnule Cuculis, un caz care nu a fost dezbătut foarte, foarte mult, un caz în care chiar Antena 3, eu nu mă feresc să spun, Antena 3 a dezbătut acest caz, noi împreună cu dumneavoastră am dezbătut acest caz, dar fără invitatul de față într-o emisiune. Acum este și invitatul care a fost chiar păgubit. Domnul Oliver, spuneți-mi și mie, de unde a plecat, care a fost împrumutul, de ce ați ajuns la un asemenea protest? Am ajuns la un asemenea protest pentru că ajunsesem într-o fază în care nu mai puteam să fac nimic și am fost nevoit să fac ceva să pot să fiu auzit de autoritățile din România. Știind că voi fi evacuat și că nu pot să am nicio prioritate cu IFN-ul ăsta, care, în paranteză, e un cămătar cu acte în regulă, legal, am zis că așa cineva mă va auzi și se va rezolva ceva. Cineva își va îndrepta atenția și către IFN-ul ăsta, vorbind de Easy Credit. Bun, noi nu încurajăm asemenea proteste, dar vreau să vă întreb. Ați încercat, nu știu, să veniți la o televiziune, să încercați să spuneți problema în alt mod? Am încercat. Am fost la fel și fel de redacții și am vorbit cu foarte mulți jurnaliști și mi-a zis că o să ia cazul meu în atenție. Mi-au notat un număr de telefon și mi-a zis că vă sunăm. Nu m-a sunat nimeni, am scris la foarte multe persoane pe Facebook, mi-au răspuns foarte puțin. Am vorbit cu domnul avocat Cuculis și cu încă câțiva avocați care mi-au răspuns și le mulțumesc frumos pe tema asta, dar nu am făcut nimic esențial atunci. Am fost la poliție să încerc să depun o plângere, mi s-a zis să stau cu minte că n-am cu cine să mă lupt, că îmi trebuie avocați puternici, că îmi trebuie bani și că îmi trebuie foarte mult timp să pot rezolva cu IFN-urile, pentru că ei tot ceea ce fac este legal în foi. Cam asta ar fi povestea. Văzând că nu pot să fac nimic, am încercat să trag un semnal de alarmă diferit. Și ați apărat la acest gest extrem. Da, acel gest care m-am gândit la el cu ceva timp în urmă, cu câteva zile, și am încercat să trag un semnal de alarmă să fiu văzut și auzit. S-a părut că n-am fost văzut și auzit de cine trebuie și de acolo a urmat un coșmar. Asta pot să zic. Domnule Cuculis, credeți că sunt atât de multe cazuri? Atunci ziariștii, presa, nici nu le mai bag în seamă, deci lumea s-a obișnuit cu ele. Știi, este foarte interesant că în România, până la următorul pas, acela al suicidului, a fost acest tip de caz, acela al protestului. Sigur, e un protest inedit, e un protest ce nu a mai avut loc niciodată în România. Întâmplător, la momentul acela, am văzut pe toate posturile de televiziune un om urcat pe Intercontinental, la amenință că se aruncă, că e evacuat. Sigur, a doua zi după ce toată treaba s-a stins, nimeni n-a mai vrut să știe ce s-a întâmplat, de ce a făcut gestul ăsta, care era de fapt problema. Sigur, cum a spus noastră, nu încurajează nimeni un asemenea gest și nu încurajează nimeni să nu își plătească datoriile în general. Nu asta încercăm să facem aici în toate emisiunile pe care le-am făcut. Însă, în momentul în care pierzi o casă, în momentul în care, după ce ai pierdut casa, mai ai de plătit încă o dată valoarea creditului, în momentul în care tu vii cu cumpărător pentru imobilul respectiv să încerci să-ți achiți toate datoriile față de bancă, față de IFN, față de orice fel de alt terț, și IFN-ul, prin directorul general, spune, dar nu că refuză, îți spune, stai liniștit că o să te urmăresc toată viața, nu o să mai ai nimic pe numele tău niciodată. Deja acolo trecem într-o altă sferă de abuz. Este un abuz emoțional, este un abuz de putere, este un abuz economic. Deci toată treaba asta prin care a trecut domnul Marinescu și faptul că s-a adresat poliției cu privire la toate amenințările pe care le-a avut din partea IFN-ului nu reflectă nimic altceva decât că printr-un contract pe care poate l-a citit, poate nu l-a citit, dar cu siguranță
și aveți cuvântul meu pe treaba asta, față de formularul de informare standard pe care IFN-ul l-a pus la dispoziție, dacă ne uităm în acel formular și dacă ne uităm în contractul dânsului, am mai spus și o să mai spun încă o dată. În formular spune foarte clar IFN-ul că nu îi se va percepe comisiuni de administrare, comisiuni de acordare, pe când în contractul pe care l-a semnat dânsul există aceste comisioane, deci există o contradicție între formularul de informare și contractul semnat și poate cea mai nenorocită clauză din tot contractul respectiv este dobânda penalizatoare de 1% pe ziua de întârziere. Și am mai făcut odată calculul cu dânsul. Într-un an de zile ajunge să plătească 72.000 de euro penalitate pentru un credit de 20.000 de euro. Dar este legal a să fie o dobândă atât de mare? Din ce țin eu minte, acum câțiva ani a fost un proces cu ANAF-ul, că ANAF-ul la fel avea o dobândă foarte mare de penalizare. Și ANAF-ul a pierdut și a revenit la dobânda băncilor. Cum poți să pui o dobândă? Că mâine te trezești că orice IFN pune o dobândă de 10% pe zi penalizare. Regula ar fi că acea creanță n-ar trebui să aibă puterea să depășească suma pe care ai luat-o inițial. Pe care ai împrumutat-o. Da? Bun. Ei, lucrul ăsta n-a mai fost cazul în situația dânsului, pentru că există o clauză unde se arată foarte clar că dobânzile și penalitățile pot depăși principalul pe care l-ai împrumutat. Dar dacă facem o analiză a întregului contract de credit, probabil că acum spusele celui de la IFN, respectiv că o să te urmăresc toată viața și nu o să poți să-mi plătești niciodată creditul, sunt cumva adevărate. Pentru că în contractul respectiv, așa cum v-am spus, din an în an, dacă nu-l plătești, tu aduni penalități de 72.000 de euro. Deci ce case, câte să vinzi să poți să închizi datoria respectivă? Dacă într-adevăr, că sigur, IFN-urile au sărit în sus, domne, că noi suntem legali, că facem totul cât se poate de legal și că venim în întâmpinarea împrumutaților să-i ajutăm. Păi bun, veniți, dar cu ce veniți de fapt? Veniți prin dobânzi de 50%, deci ai luat 20.000 de euro, într-un an de zile plătești 10.000 dobândă și penalitate dacă nu cumva restitui banii aia 72.000. Cum vii în întâmpinarea clientului care e în dificultate? Intimidarea asta morală, prin intimidarea economică, prin când primești o citație, când primești o notificare de la executor, o somație imobiliară, că știi că ți-ai garantat casa, poate singura casă în cazul unora, da? Și spune că ai de plătit 70.000 de euro și tu ai luat 20.000 de euro. De fapt, acolo este o... Practic te prăbușești nu doar financiar, moral. Și ci moral. Moral. Și de la prăbușirea morală până la prăbușirea financiară e doar un singur pas. Domnule Marinescu, domnul Cuculi s-a adus aminte de amenințări din partea IFN-ului. Aceste amenințări au fost scrise sau doar verbale? Au fost amenințări verbale chiar și la licitație. Cu martori? Cu martorii care au fost la licitație. S-a prezentat în una din licitații două persoane la care pur și simplu le-a tăiat macarona, într-un cuvânt. Oamenii au venit să... s-au înscris la licitație, cum se face. Și pur și simplu li s-a zis nu se ține licitația azi. Și oamenii au întrebat, păi de ce? Că nu se ține și gata. Deci pur și simplu la modul ăsta. Păi da, dar noi am participat, ne-am înscris, ne-am plătit. Ok, eu nu țin nicio licitație, hai ieșiți afară. Și vă întrerup o secundă, ca să vedeți că ceea ce spune este real, cum vă explicați faptul că imobilul a fost adjudecat de către cine? De către IFN în contul creanței pe 30.000 de euro. Adică ei au devenit proprietari. Proprietarii... Am dus client care mi-e martor și am scos până intabularea, da? Am pregătit cadastru, absolut tot. Și a trebuit să iau o notă de la ei cât am până în ziua respectivă. Mai aveam vreo lună de zile până la evacuare. Și puteam să fac încă pasul ăsta. Am coborât cu prețul inițial al casei și am zis, haideți să vând. Am găsit clientul potrivit, am scos intabulare, cadastru, m-am ocupat de actele necesare, la care trebuia să iau o notă de la ei cât am până în ziua respectivă de plată. M-am dus la ei, bună ziua, vreau și eu o notă să văd cât am până în ziua respectivă. Și mi-a zis, ok, trebuie să vii cu buletinul cumpărătorului, să faci o cerere și să aștept 21 de zile lucrătoare ca să-ți dăm o notă cât ai de plată până în ziua cutare, adică 48.520 de euro. Vă dau un exemplu, cât ar fi fost. Eu trebuia să aștept 21 de zile. Bun, și dacă dumneavoastră mergea spunea, domnule, eu am acum niște bani în buzunar, nu le spuneați de cumpărător și vreau să plătesc în acest moment. Scoateți-mi o notă pe loc să vă plătesc. Vă scotea acea notă? Noua formula lor a zis că asta este procedura.
Adică ei te mai țin încă 21 de zile, păi tu chiar dacă ai bani. În alea 21 de zile, tu acumulezi în continuare penalități. Și peste încă 21 de zile, domne, vrem o situație actualizată, lasă, mai așteaptă 21 de zile, mai punem niște penalități. Nu mai spunem că orice client care vrei să vinzi printr-un IFN și tu ai imobilul la vânzare, cum a fost și cazul meu, eu am pierdut clienți numai că am o ipotecă la IFN, pentru că mulți din piață fug de IFN-uri. Mai ales când trebuie să-ți spune, vreau să-mi scoți o foaie, să văd până în ziua de astăzi cum stai cu banii. Și când te duci să-i spui omului respectiv, trebuie să așteptăm 3 săptămâni, deja sunt... Omul se reorientează, nu... Da! Domnule Hozu, câte cazuri de genul acesta sunt? Bănesc că foarte multe. Asta aveți de a face zilnic cu... Exact, asta este foarte greu de estimat. Vă dați seama, sunt de ordinul miilor de cazuri la nivel național. Deci în acest moment mii de români pățesc același lucru ca domnul Marinescu. Da, indulgent aș fi dacă aș spune doar mii. Într-adevăr, aceste IFN-uri s-au transformat din cămătarii de ieri în cămătarii de astăzi, doar că astăzi funcționează sub paravanul legii. Ei, practic, așa cum spunea și domnul Cuculiț și domnul Marinescu, prin aceste dobânzi penalizatoare de 1% pe zi, care sunt imense, practic, crește dobânda cu 30% pe lună, nu ai cum să acoperi creanța. Nu ai cum niciodată să ajungi cu soldul la zero, pentru că rămâne o datorie de 10.000, care la rândul ei produce iarăși dobânzi de 100 de euro pe zi la o datorie de 10.000 de euro. Da, și vorbim aici de niște oameni care nu sunt foarte bogați, nu sunt niște milionari, că cei care se împrumută la IFN-uri nu se împrumută de milioane, clar, se împrumută la salariul minim pe economie, se împrumută de sume mai mici, adică nu au nici nu știu ce afaceri în care dintr-o dată să disponibilizeze foarte mulți bani să plătească. E imposibil. Vedeți că de fapt aici e și problema. Avem un BNR care autorizează activitatea asta din punct de vedere al desfășurării de activității de creditare și, în principal, creditare ce nu implică ipoteci, fiindcă atunci când trebuie să aduci în discuție și implicarea unei ipoteci, IFN-ul respectiv trebuie să aibă un capital social de 3 milioane de euro. Sigur, în cazul dânsului, și de asta ne dăm seama cam ce activitate de creditare are, ca să poți să deschizi un IFN, ai nevoie de 3 milioane de euro capital social. Dar sunt celelalte IFN-uri, vreo 130 la număr, ce funcționează pe tot teritoriul României, sub îngrijirea vecinilor dumneavoastră de aici, de la BNR, ce au avut nevoie de un capital de 300.000 de euro, să dea credite negarantate cu ipotecă, deci garantate pur și simplu cu buletinul, să spunem așa, cu adeverință de salariu. Iar cu siguranță în România sunt mulți oameni care au avut 300.000 de euro să-și deschidă un IFN, să transforme în mini-bănci peste noapte, să acorde împrumuturi, fără să aibă niciun fel de background cu privire la creditare, fără să știe cum funcționează o creditare. Cel mai clar exemplu este al IFN-urilor, cum v-am spus, care împrumută cu dobânzi de 8.000%, dobânzi de 4.000%, pentru că ele încearcă să facă un profit pe perioadă scurtă de timp. Te duci, te împrumuți 20 de milioane, adică 2.000 de lei, 3.000 de lei, 5.000 de lei și spune până la sfârșitul lunii o dobândă de 8.000% pentru suma asta foarte mică. Foarte mică. Dar, din păcate, în momentul de față, nici legea bancară și nici legea instituțiilor financiare nebancare nu au în componența lor cele două legi un plafon maximal până la care te poți duce cu dobânda respectivă. Fiindcă asta ar însemna practic o plafonare a libertății de contractare. Și având această interdicție, să spunem, de la Uniunea Europeană, nici în țară nu s-au implementat, eu știu, plafoane pentru dobânzile pe care un IFN sau o bancă ar putea să le perceapă. Și chiar a fost o întrebare foarte bună, dom'le, de ce nu împrumută și băncile, de exemplu, cu dobânzi de 4.000%? De ce doar IFN-urile? Adică a existat un element de suspiciune că activitatea întreaga unui IFN, în condițiile în care tu poți să pui o dobândă de 4.000, de 8.000%, eu am avut cazul de 4.000%. 8.000%, recunosc că l-am preluat, l-am văzut prin alte părți. Dar în momentul în care ai asemenea dobânzi și ai această penalitate exagerată, fiindcă am mai văzut contracte de la IFN-ul dumneavoastră, dar n-aveau 1%, aveau 0,3-0,4%. Dumneavoastră e cea mai mare penalitate pe ziua de întârziere pe care am văzut-o. Bun, ce vreau să vă întreb, acele IFN-uri care clienții nu garantează cu nimic, ce pot plăti clienții? Acele IFN-uri se îndreaptă împotriva clienților, la fel să le ia casele, să le ia dacă nu plătesc acel credit? Vedeți, aici este o chestiune foarte interesantă și în același timp foarte păcătoasă și nefericită pentru împrumutați.
Dacă să spunem că facem un credit la Unifen, cum am spus, un credit mic, să spunem 100 de milioane. Da? Nici 200, 50 de milioane. 50 de milioane. Nu plătești azi, nu plătești mâine, trece luna de zile, ți-l declară scadent anticipat. Chiar dacă tu ai avut doar un patrimoniu capital social de 300.000 de euro, adică ți-ai făcut IFN-ul peste noapte că te-a autorizat Banca Națională, tu ai posibilitatea, chiar dacă n-ai avut ipoteca instituită pe casă, practic ipoteca este doar o garanție, ai posibilitatea să te duci și să execuți imobilul. Deci omul și marea majoritate și cel puțin creditele făcute între 2005 și 2010, cred că cel puțin 50% dintre cei care au făcut credite de nevoi personale sau credite în principal negarantate cu ipotecă, ipotecă imobiliară, că mai există și ipotecă mobiliară pe conturi, spre exemplu, nu au știut că, de fapt, în momentul în care nu vor mai plăti, vor fi executate imobile pe care le-au în proprietate. Deci ei au rămas efectiv șocați că au primit somații imobiliare și sunt sau se încearcă vânzarea imobilor lor pentru credite de 100 de milioane, 50 de milioane. Eu am avut un asemenea caz și mi s-a părut incredibil că i se vindea casa, era o doamnă, un credit către un recuperator de creanțe din afara țării, pentru 400 de franci. Deci pentru 400 de franci executorul judecătoresc... Cred că am avut-o pe doamnă în emisiune și, Exact. Pentru 400 de franci. Doamna Hozoiu, nu e normal că prima oară, nu știu, dacă un împrumutat nu poate să plătească 50, 5.000 de lei, 2.000 de lei, 3.000 de lei, prima oară nu te duci să-i iei casa omului. Da? Te duci și îi poprești salariul, îi poprești conturile, îi poprești, nu este normal să existe prin lege o ordine până să ajungi să iei omului casa? Cu siguranță așa ar fi normal. Oricum, executarea silită asupra imobilului nu se poate face pentru sume mai mici de 10.000 de lei. Asta doar în situația în care nu au bunuri urmăribile sau acelea nu pot fi valorificate. 10.000 de lei și la un credit de 2.000 de lei nu reprezintă nimic, dacă pui exact. 8.000% dobândă, exact. 10.000 de lei. Este normal să nu te poți îndrepta asupra imobilului debitorului din prima. Însă vedeți dumneavoastră, se instituie poprire pe salariu, dar la asemenea penalități, cum avea și domnul Marinescu, de 1% pe zi, poprirea asupra salariului nu acoperă nici măcar dobânda penalizatoare ce se pune în fiecare zi. Deci o poprire pe o lună nu acoperă dobânda penalizatoare de pe o zi. Ei, și ajungem în situația în care trece o lună, trec două, trec trei, trece un an și ne trezim în loc de 5.000 de euro, franci, lei, să avem undeva la 30.000, 40.000 de lei, să spunem. În momentul acela debitorul nu mai are absolut nicio șansă să plătească, pentru că acel credit va crește exponențial. Cu cât crește în valoare, cu atât 1% efectiv. Da, și imediat se trece pe executarea silită imobiliară, adică pragul ăsta de 10.000 de lei foarte mult nu te ajută. Unde mai punem că există executări silite pornite și înainte de 2013, când s-a modificat de fapt codul de procedură civilă, și pe vechiul cod de procedură civilă puteai să fii executat imobiliar și pentru 10 lei. Adică bun, nu aveai niciun fel de opriște. Acum eu vreau să le spun telespectatorilor să mă opriți dacă greșesc. Sper să nu pun eu amendă pentru ce voi spune acum. Deci, dragi telespectatori, dacă nu mai puteți plăti, vindeți rapid apartament. Vindeți-l să nu mai aveți niciun bun și în momentul acela nu vă mai poate... E, vedeți că și aici este discutabil. Adică dacă ai ajuns să-ți poprească salariul, ce să facă oamenii? La IFN-uri vorbim, nu vorbim la bănci. Da? Băncile au o dobândă mai mică, dar la IFN-uri ce poți să investi pe oameni? Aici încerc să ajung. Ok, bun. În mod normal, sigur și eu, dacă aș fi într-o discuție particulară cu un client, așa i-ați spune. Eu trebuie să văd interesul clientului, eu n-am niciun caz, țelul și drumul meu nu este acela de a afla adevărul. De aflat adevărul o facem în instanță. Eu trebuie să pun situația de așa natură încât să-i fie bine clientului meu. Și eu aș spune exact același lucru, deci nu văd de ce să luați amendă. O dată. Doi, în cazul în care suma devine suficient de mare, primul lucru, că așa am început, așa ați început întrebarea și așa o să o termin și eu ca și răspuns, nu se trece neapărat pe poprire, pentru că e mai ușor să-i vinzi casa omului decât să-i emiți către toate băncile în jur de câte bănci avem. Cred că avem vreo 40 de bănci, cam așa, să-i emiți 40 de adrese de înființare de poprire. Ai imobilul, i-ai pus somație imobiliară, într-o lună de zile poți să-i scoți la vânzare. Mai mult de atât, că treaba asta am și contestat-o și sper ca judecătorul pe masa căruia se află în momentul de față acea excepție pe care am promovat-o eu,
să admită excepția sutrinită la Curtea Constituțională. Dacă ne uităm în codul de procedură civilă, oricine, în afară de creditor, are dreptul să adjudece imobilul respectiv cu până la 30% din valoarea de evaluare. Ca să fie mai simplu, ai un imobil de 100.000 evaluat. Da, cumpără cu 30.000. Cumpără cu 30.000. Cum a fost și cazul dânsului, imobil identic. 65.000 evaluat, s-a vândut cu 50% cu 30.000. Domnule Marinescu, de ce ați ajuns la acest IFN? N-ați reușit să luați acest credit de la o bancă? Nu am A fost reușit. Mai ușor? De ce? Dreasa a spus că ați vrut să trageți un semnal de alarmă și eu vreau să tragem un semnal de alarmă pentru toți românii. Da. Mult mai ușor. Am avut, de fapt, chiar două credite la ei. Unul mai mic de 5.000 de euro l-am rezolvat, fără probleme, și pe urmă a fost al doilea credit de 20.000. Eu vă întreb acum ca să fiți cistiți, cel de 5.000 de euro l-a rezolvat luând al doilea credit de 20.000 de euro? A fost o garsonieră, era un imobil mult adică mai ieftin. Adică l-ați plătit înainte sau ați luat al doilea credit și din al doilea credit l-ați plătit pe primul? L-am venit direct cu client și s-a vândut, ăla era un imobil ieftin. Adică nu se compara cu ăsta, altul, nu avea nicio legătură. De ce ajungem la IFN? Ajungem la IFN pentru că îi se face o reclamă și la televizor și pe internet și pe oriunde, că ar fi o bancă oficială, odată ce este declarată, ok? E o bancă care e acreditată de BNR. E adevărat? Sigur. Atunci ai impresia că e ceva legal și normal, dar dacă într-un contract de 15-20 de pagini nu ți-l citește un avocat când faci împrumutul, două cuvinte și o virgulă îți modifică tot contractul. Pentru că contractul ăla e făcut de ei. Notarul îți vine la ei cum vin eu acum la dumneavoastră, au notarul lor. Ok? Nu ai notarul, nu te duci la un notar normal după, la un sediu. Și atunci ajungi la ei pentru că știi că totul e legal și că iei banii foarte repede față de o bancă normală. La o bancă normală îți trebuie mult mai multe chestii. De adeverință de salariu destul de mare, de acte, foi și așa mai departe. Nu iei foarte repede un credit. Aici, într-adevăr, banii s-au luat foarte repede, dar ce urmează pormă e o bombă cu ceas. Bun, dar acum vă trebuie de altă și îi dau pe aia cuvântul și domnul polis. Și nu vă cer. Vă rog. Când ați luat creditul? În 2014. În 2014. Și știți că din 2008 era o bancă în România care dădea atât de ușor credite în Franța, Elveție, nu-și cerea absolut nimic. Da, dar și toată 2008. Lumea a pățit-o. Deci e cam același lucru. IFN-ul a venit, n-au inventat roata. Da. Dar ei s-au bazat că oamenii au nevoie de bani, au nevoie rapid, fără garanții, fără, și știu, ei au mecanismul prin care își recuperează banii, cu dobânzi foarte mari, dacă chiar pierd, nu mai au ce recupera, nici nu interesează, recuperează de la alții, adică de la dumneavoastră la altul un apartament de 60.000 sau cât de euro și vă urmărește, chiar dacă pierde 5.000 de euro. Mie ce mi se pare foarte absurd în chestia asta, pentru că eu nu ajungeam în ea, mi se pare total aiurea pentru că te blochează cu vânzarea. Dacă tu îți scoți imobilul la vânzare, îl promovezi la un preț ok, îl promovezi cât se poate de mult pe diferite site-uri, agenții imobiliare, bla bla, da? Și vă vine un client și lăsați la față de prețul pieței destul de mult, pur și simplu IFN-ul te blochează. Eu am ajuns cu clienții direct la ei în birou să discutăm. Da, domnule, aici vă spun eu. Există o mafie și domnul Cuculis poate să confirme sau să infirme. Există o mafie imobiliară în acest moment în România. Ok, da? Dar de ce nimeni nu face ei nimic? Ei au acolo și așteaptă. Eu asta de ce nimeni nu face nimic? Nu e nouă, treaba e veche. Treaba e veche, eu v-am urmărit toate emisiunile și fără să vreau, n-am studii superioare mai deloc, fără să vreau, de când am pățit problema asta, poate am devenit expert în situația asta pentru că am urmărit foarte multe emisiuni pe temele astea, de evacuări, de executări, de absolut tot. M-am uitat și văd de cât timp se vorbește, vorbim de mii de reclamații la ANPC și nimeni nu face nimic și nu aude din Parlament cum să poți să lași așa ceva, niște cămătari legali. Nu ți execută bicicleta, scuterul sau o mașină de 3.000 de euro. Îți execută casa. De ce? Îți execută acoperișul. Da, îți ia tot. Îți ia și tot. Dacă ți-ar executa doar casa, adică dacă v-ar fi luat casa, spune, doamne, ai scăpat, domnul Marescu, ai scăpat de mâini, nici, de la zero, s-a închis totul. Nu s-a închis nimic, vezi muci în continuare pentru ei. Aici e problema. Ultima discuție care am avut-o cu directorul Easy Credit, mi s-a zis că hai să căutăm să o rezolvăm într-un fel. Am avut chiar și o ofertă de la ei, dar cu foarte puțin bani peste creditul meu. N-am putut să-l accept. Mi s-a zis să ai grijă cum faci, că trebuie să rezolvăm într-un fel, că altfel vei plăti mult și bine, pentru că casa va fi vândută la un preț și tu vei rămâne să achiți nu știu cât, foarte mult, vorbim de încă 20.000, acum 20. În momentul de față eu mai am de achitat încă 20.000 de, în momentul ăsta, penalizările. Cu penalizări și deja am blocate cardurile și astea sunt blocate. Cred că pe prima dată se închid dobânzile și penalitățile și pe urmă se trece pe principal. Deci dacă dânsului i s-a executat deja un imobil cu 30.000 și mai are de plătit încă 20.000, vă dați seama că la un an de zile, după ce n-a mai putut să plătească, ce sumă mare, adică erau 50 și ceva, 60.000 de euro de plată. Și în momentul ăsta, principalul respectiv de 20.000
principalului respectiv de 20.000 se adaugă dobânzi și penalități. Și știți, o chestiune foarte importantă n-am discutat-o. Și de aici rezidă și reaua credință, sau mai mult decât atât, nu reaua credință, ci înverșunarea pe care au avut-o împotriva dânsului. Există un proces verbal de sechestru prin care i s-a pus sechestru pe chiuveta de la bucătărie, pe aerul condiționat și pe cadă. Și pe mobila de bucătărie. I-au luat, și hai pe să dressing. Zicem că mobila mai e cumva, că are o valoare patrimonială. Îi vânduc casa și îi pui sechestru. Vrei să-i vinzi mobila, vrei să-i vinzi chiuveta din bucătărie și cada și lustrele. Deci există un proces verbal în sensul ăsta că l-am și l-am văzut. Problema este că i-au luat și hainele, le-au băgat în niște saci și le-au dus undeva în Constanța și l-au aruncat într-un container unde au mucegăit. Într-un garaj. Unde plătești și acolo. N-am plătit și acolo. Probabil au fost acolo au fost de bună credință și nu au mai cerut bani. De obicei se plătește, da, și plătește pentru și depozitarea. Și eu acum o săptămână am ajuns să-mi ridic lucrurile. Asta însemnând calendaristic după 2 luni și jumătate. Ce am ridicat acolo, mai bine de jumătate am aruncat. Vă rog să mă credeți. Pentru că au stat 2 luni și jumătate într-un garaj. Pur și simplu multe lucruri. Ei v-au înștiințat unde v-au dus lucrurile. Da, da, deci ați fost proces verbal. Da, într-un proces verbal. Da. Chiar mi s-a zis la un moment dat, am avut o discuție și cu ei, s-a aflat foarte greu și până unde sunt bunurile. M-au trimis de la executor la IFN. De la IFN înapoi la executor. 6 drumuri am făcut. Până ele i-am dat la telefon, zic, nu mai rezist, sunați și vorbiți voi între voi, mă plimbați pur și simplu. Dar și aici e o bătaie de joc, adică stai în București să-ți trimită hainele la Constanța. Am și întrebat. În mod normal trebuia să-i facă proces verbal de sechestru dacă tot voiau să-i vândă toate bunurile din casă și să-i le lase acolo. Aveau 30 de zile la dispoziție, în 30 de zile se putea duce omul să-și le ridice frumos din imobilul respectiv, băta la ușa mea să-mi iau bunurile, semnează de primire. Dar nu, ce au făcut? A zis, domnule, hai să-i facem și mai mult rău. Nu era suficient că i-am văzut casa. Să mai trimitem până la Constanța. Deci până la Constanța. Și în cele din urmă am vorbit eu cu directorul IFN-ului și cel puțin în relația cu mine, când am discutat cu dânsul, mi-a spus, da, ok, nu niciun fel de problemă, se poate duce să-și le ridice. Și după ce a vorbit cu mine, i-a sunat și a spus, mai stați puțin că trebuie să mai așteptăm. Deci nici atunci nu au vrut să-i le dea, le-au dat de curând. Și până la urmă chiar mi s-a zis, dați-ne o adresă și vi le aducem noi. Ok, când? Păi mâine. M-am interesat, nu aveam unde să duc, eu știam, ne citim procesul, eu credeam că ei pur și simplu îmi dă tot ce am în casă. Am sunat șoferul și am spus, m-am făcut rost de depozit acum, așteptați mâine să închiriez undeva, să fac ceva, n-aveam unde să le duc. În fine, am căutat, am închiriat, am sunat și am zis, am rezolvat. Și a zis, ok, trimite-ne adresa direct. Am trimis adresa. Nu mă refer, era o capcană. Ei mai vreau să văd dacă mai aveți ceva ca să aibă ce se execute. Stai să termin, vă rog frumos. Haideți, am trimis o secundă. Vreau să terminăm după publicitate. Ah, ok. Da, okay. Luăm un scurt moment publicitar și revenim. Okay.